Iubiți frați și surori, vă spunem tuturor din toată inima bun venit în casa Domnului la primul serviciu divin din anul 2014. Din suflet, mulțumim Părintelui Ceresc pentru faptul că până aici a fost cu noi. Ne-a dat sănătate, ne-a dat har, ne-a binecuvântat, ne-a ajutat să trecem cu bine hotarul dintre cei doi ani, iar în această dimineață ne-a dat putere să ne ridicăm din aștenuturile noastre și să venim aici să ne rugăm, să ne închinăm, să înălțăm numele Domnului Iisus și să vestim cuvântul Lui. Haideți să rugăm pe Domnul să fie cu noi pe parcursul acestei zile, să ne dea bucurii în prima zi a anului 2014 și apoi să rămână cu noi, să rămână în familiile noastre și să facă Domnul din noul an un an de biruință pentru fiecare dintre noi. Prin fratele Ștefan Sava, să chemăm numele Domnului și să rugăm să fie cu noi astăzi și apoi pe tot parcursul anului 2014. Amin, Doamne. Știm, Doamne, că ei n-au experiență, ei nu sunt încercați, îi încredințăm, Doamne, în mâna Ta pe ei. Binecuvintează pe cei ce sunt plecați în diaspora, Doamne, și Amin. Care sunt departe de noi. Îi încredințăm, Doamne, pe toți harului Tău. Da, Doamne. Apoi ne rugăm să binecuvintezi, Doamne, conducerea bisericii noastre, Amin. Doamne, și a tuturor bisericilor din țara noastră, ca Evanghelia Ta, mântuirea Ta, să fie vestite, Doamne,
Cine poate să spună cuvintele dragostea ta, iubirea ta, care ne-ai acoperit, Doamne, orice greșeală și încă ai spus că vrei să ne porți mai departe greutățile noastre, slăbiciunile noastre. Aceasta este mântuirea ta dată nouă. De aceea, în această primă Ianului, ne închinăm și ți aducem ție o jertfă de recunoștință. Primește-o ca o jertfă de bun miros înaintea ta. Binecuvintează, Doamne, apoi toată adunarea noastră, Doamne. Amin. Doamne Dumnezeu, toți cei ce avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, botează Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Nu vrem altceva, Doamne, decât călăuzirea Ta. Sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, avem siguranță că suntem pe calea Ta. Binecuvântele, Doamne, cu mult har. Tu știi mai mult și mai bine ce avem, Doamne, fiecare credință. Noi toate lucrurile ne credințăm în mâna Ta. Și în această dimineață, binecuvântează robii Tăi. Binecuvântează, Doamne, slujitorii Tăi, oriunde s-ar găsi, și în biserica noastră, și în orice loc unde se veștește harul Tău și mântuirea Ta. Doamne, încredință totul mâinii Tale și noi Ți aducem Ție slavă, Tată, Domnului Iisus și Duhului Sfânt, astăzi și totdeauna, până la venirea Ta. Amin. Și acum să cântăm prima cântare comună din noul an. Haideți împreună să cântăm și să lăudăm pe Domnul și apoi fratele păstor Adi Lascu va citi un text din Sfânta Scriptură. Doamne, bunătatea Ta îmi cuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu iubit. Doamne, bunătatea Ta îmi cuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu iubit. De cu zori până-n apus, numai harul Tău, Iisus, îmi sfințește inima și viața. Yeah.
Iubiți frați și surori, vă invit să deschidem cuvântul Scripturii la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, de unde vom citi versetul 26 și versetul 27, pagina în Scriptură 1078, pentru aceia care vor să urmărească acest cuvânt al Domnului. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 26 și 27, cuvântul Domnului ne spune astfel: El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și le-a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Amin. Amin. Fără îndoială, rugăciunea este o cale, un mijloc prin care îl căutăm pe Dumnezeu. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, strigă peste veacuri profetul Isaia. Haideți chiar acum să-L căutăm pe Domnul, să ne rugăm din toată inima și să-I spunem ce avem pe inimă. Fiecare are trăirile lui sufletești la început de an. 1 ianuarie 2014, așa cum ne călăuzește Duhul lui Dumnezeu, așa cum simțim, să ne rugăm Tatălui în numele Domnului Hristos, rămânem pe picioare și din toată inima ne rugăm Dumnezeului nostru. Amin. Vă rog să ocupați locurile și vom cânta din nou împreună pentru lauda Domnului. Iisuse, dintre toți te aleg mereu, în orice zi, în orice clipă. Iisuse,
Iisuse, dintre toți aleg mereu, în orice zi, în orice clipă, căci Tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică, Te-aleg mereu, Te-aleg mereu, Iisus Mântuitorul meu, Te-aleg mereu, Te-aleg mereu, Iisus Te-aleg de plin îngărarea Ta, din mile Fraților, urmează să ne rugăm înaintea Domnului, fiind la prima slujbă din anul 2014, cred că fiecare dintre noi avem dorințe cu care să stăm înaintea Domnului și m-am gândit că ar fi foarte bine să stăm înaintea Domnului de data aceasta și să cerem de la Domnul ceea ce cerea David, împăratul lui Israel, și în versetul 10 din Psalmul 143, el exprimă un gând deosebit de frumos și am să citesc acest verset pentru că din el aș vrea să îndemn biserica pentru rugăciune. Spune David așa, înaintea lui Dumnezeu:
Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Și eu zic, amin, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. M-am gândit, oare mai e nevoie să ne învețe cineva calea lui Dumnezeu? Mai e nevoie să ne învețe cineva cum să trăim? Și am constatat că da. Cel care ne poate învăța cel mai bine este Dumnezeul nostru. Și cred că în anul 2014, înainte de orice altceva, avem nevoie ca Domnul să ne învețe și să ne arate voia Lui și să stăm lângă El. Avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească, așa cum spune David, pe calea cea dreaptă. Ne dorim să rămânem pe calea aceasta și în anul acesta să ne apropiem de Domnul mai mult. Cred că se poate lucrul acesta și este deosebit de frumos și cred că este foarte important. Nimeni nu poate să zică că m-am apropiat așa de mult de Domnul în anul 2013 și până în momentul acesta al vieții, încât să nu mă mai pot apropia de Domnul. Dimpotrivă, din zi în zi ne putem apropia și este normal și este de dorit să ne apropiem mai mult de Dumnezeul nostru. De aceea, asta ar fi motivația pe care o duc înaintea dumneavoastră pentru rugăciune. Domnul să ne învețe, Domnul să ne ajute și Duhul Său cel Sfânt să ne călăuzească pe această cale pe care am plecat. Și atunci când, dacă Domnul va îngădui, vom ajunge finalul anului 2014, să putem să mulțumim Domnului că a fost de partea noastră. Cred că e o rugăciune pe care ar trebui să o avem cu toți. Să fie o rugăciune pe care să o aducem înaintea Domnului în mod personal. Dincolo de orice alte rugăciuni, ne rugăm, e adevărat, pentru multe cauze. Vrem să avem parte de binecuvântare în familie, în casă, în tot ceea ce ține de lumea aceasta pământească, de binecuvântările pământești. Ne rugăm pentru bolnavi și cu siguranță ne vom mai ruga și în această dimineață. Dar cred că de data aceasta este foarte important să cerem de la Domnul să fie cu noi. Duhul Său cel Sfânt să fie în noi. Să ne umple Duhul lui Dumnezeu de putere. Să-L slujim pe Domnul din toată inima, dragii mei. Și anul acesta să fie un an de apropiere de Domnul. Și fiecare în mod personal să avem dorința aceasta. Să ne apropiem mai mult de Domnul, să ne învețe Domnul mai mult, să-L cunoaștem mai bine, să ne călăuzească prin Duhul Său cel Sfânt și atunci cu adevărat, când fiecare dintre noi dorim așa, cred din toată inima că noi, biserica aceasta și bisericile Domnului vor fi pline de putere și spun, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, amin. Iar acum vă invit să ne plecăm pe genunchi și în direcția aceasta să ne rugăm Domnului.
amin, să ocupăm locurile și cântăm din nou împreună pentru slava Domnului o cântare și apoi grupul de fanfariști îl va lăuda pe Domnul printr-o cântare. Ca lui Hristos, de El ești iubită, tu porți crucea aici jos și ești fericită. Turmă mică a lui Hristos, de El ești iubită, tu porți crucea aici jos și ești fericită. Tu porți crucea aici jos și ești fericită.
Frați și surori, haideți în această dimineață să ne gândim și la cei bolnavi, la cei necăjiți, la cei care trec prin grele încercări, la cei care au cerul vieții acoperit de nori negri și amenințători, la cei care așteaptă să răsară soarele și unii dintre ei așteaptă de foarte multă vreme. Să rugăm pe Domnul să aibă milă de ei în noul an. Iisus Hristos, spune Biblia, este același, ieri, astăzi și în veci. Domnul este la fel de bun și în anul 2014. Domnul nostru este la fel de puternic, El continuă să fie medic pentru aceia care cheamă numele Lui și se încred în El. Noi credem că Domnul vindecă bolnavi, are toată puterea, în cer și pe pământ. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi, citim în Cartea Sfântă. Aș vrea să facem lucrul acesta pentru bolnavii bisericii. Aseară am prezentat o listă destul de mare, nu o prezint și în această dimineață. Pe cei mai mulți dintre noi îi știm bine. Unii sunt bolnavi de ani de zile, alții de mai puțină vreme, dar toți așteaptă tulburarea apei. Toți așteaptă îndurările Domnului și ele nu s-au sfârșit. Noi credem că s-au înnoit pentru noi și în această dimineață, cum spune profetul în plângerile sale. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui n-au ajuns la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. De aceea, dragii mei, haideți să ne rugăm pentru bolnavii bisericii și apoi să ne rugăm pentru cei care au scris bilete la învon în această dimineață. Sora Anuța Moraru spune: rugați-vă pentru mine și pentru fiul meu Viorel. Sora este bătrână și bolnavă, iar Viorel este nemântuit. Sora Anuța de multe vreme n-a mai venit la biserică și are probleme cu băiatul ei. Problemele sunt vechi, dar problema cea mare este că fiul ei este nemântuit. E o dorință a unei mame și o dorință bună după voia lui Dumnezeu. De aceea haideți să-i purtăm în rugăciune. Să ne rugăm pentru sora Iuliana din Gura Honț, ca Domnul Iisus să se atingă de ea și să o vindece. Domnul să aibă milă și de sora Iuliana. Apoi aș vrea să vă chem să ne rugăm Domnului pentru doi părinți care și-au pierdut copilașul de 4 ani. Copilașul de 4 ani se cheamă Lucas și este nepotul fratelui Aurel Ardeu. E adevărat că acest copil a fost bolnav, dar a murit într-un moment în care ei nu s-au gândit. Și durerea părinților și a bunicilor este foarte mare.
Eu aseară n-am fost la priveghiu, că am fost aici, dar am fost alaltă seară. Și dacă Domnul mi-ajută, mă duc la mormântare. Și am văzut că durerea este foarte mare. Copilul care a murit se cheamă Lucas. Părinții sunt Linda și Valer. Și aș vrea să ne rugăm pentru părinți, să ne rugăm pentru bunici, să ne rugăm pentru cei care trec prin această încercare grea. În mormântarea la ora 2, în Biserica Pentecostală Philadelphia din Sânt Ana. Copilașul a plecat, mai au încă un băiat puțin mai mare și el este în suferință, dar aș vrea să fim alături de noi și în felul acesta. Mulți probabil că vom fi la mormântare sau mulți. Cred că destui de mulți, că așa am văzut că au fost destui de mulți din Bujac și la priveghiu, dar rugăciunea este extraordinar de importantă. Dumneavoastră știți bine lucrul acesta. Rugăciunea are putere și mulți au mărturisit că atunci când biserica s-a rugat pentru ei, au simțit și, că au fost, și dacă au fost aproape și dacă au fost departe. Misionarii noștri care nu de mult s-au întors din Africa de Vest au spus, am simțit rugăciunile bisericii. Necredincioșii nu ne pot înțelege. Dar noi care credem în Domnul și avem experiența rugăciunilor ascultate, știm ce înseamnă aceasta. De aceea vă invit să vă ridicați. Pentru bolnavii biserici, pentru cele două cazuri pe care le-am prezentat și în mod deosebit de data aceasta, pentru Linda și Valer, pentru bunicii micuțului Lucas, și pentru toți aceia care în aceste zile trec prin această grea încercare, să ne rugăm Tatălui, care este Părintele Mângăierilor, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile și continuăm părtășia noastră ascultând o cântare cântată pentru slava Domnului de sora Rebecca și fratele Sam, apoi din nou grupul de fanfariști îl va lauda pe Domnul cu o cântare.
Conștient sunt, Doamne, bine, dacă n-ai fi lângă mine, tot în jurul meu s-ar nărui. Soarele pe cer s-ar stinge, luna ar pieri și-ar plânge, stelele n-ar mai luci frumos. Dar atunci când ești cu mine, inima de tine-i plină, Duhul tău mi-a lină orice dureri. Cu blândețe-mi ierți păcatul, știu că mijlocești la Tată. Acest an poate voi face rond. Nu înțeleg câtă iubire poți să ai tu pentru mine. Nu merit nimic din mila ta. Eu eram pierdut pe cale, tu cu ultima suflare m-ai salvat pe cruce la Calvar. Nu înțeleg câtă iubire poți să ai tu pentru mine. Nu merit nimic din mila ta. Salvat pe cruce la Calvar. Mă închin cu umilință, dăruindu-ți pe vecie. Inima mi-e tot ce mi-a rămas. Vin în sfântă umilință și te rog să-mi dai credință, să-mi plinesc, Iisuse, voia ta. Vreau să învăț ce e iubirea și răbdarea și jertfirea. Vreau și eu să plâng la Golgota. Știu că șoapta înserării vei purta spre largul zării pe acei ce voia ți-au făcut. Nu înțeleg câtă iubire poți să ai tu pentru mine. Nu meriți nimic din mila ta. Salvat pe cruce la Calvar. Nu înțeleg câtă iubire poți să ai tu pentru mine. Nu merit nimic din mila ta. Eu eram pierdut pe cale, tu cu ultima suflare m-ai salvat pe cruce la Calvar. M-ai salvat, m-ai salvat, m-ai salvat. Pentru mine nu merit
ta. Eu eram pierdut pe cale, tu cu ultima suflare m-ai salvat pe cruce la Calvar.
scoci mă pândesc cu vred și unul pe altul îndemnați la sfinte priveghezi. Deci suflete fi gata treaz, o clipă nu dormi, că trece mirele chiar azi și darul-ți vei primi. Venirea lui se apropie să treacă judecând, o suflet ține-te curat, căci poți să dea oricând. Venirea lui se apropie, ține-te curat, căci poți să dea oricând. O suflet, ține-te curat, căci poți să dea oricând. Dragii mei, urmează să ne rugăm din nou înaintea Domnului și de data aceasta aș vrea să aducem înaintea Domnului biserica noastră. E prima slujbă din anul 2014, spuneam că ne rugăm de mai multe ori și vom aduce cauze înaintea Domnului. Ne-am rugat și cred că Duhul Dumnezeu ne-a cercetat în rugăciunile pe care le-am făcut, în cântările care au fost cântate și urmează și acum să stăm înaintea Domnului în rugăciune. De ce să ne rugăm pentru biserica aceasta? Pentru că știm ce spune Faptele Apostolilor, capitolul 9 și versetul 31. E un verset foarte cunoscut și aș vrea să-l citesc înaintea dumneavoastră în această dimineață. Biserica, spune cuvântul Domnului, se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Și am vrea ca în anul 2014... ce s-a întâmplat cu biserica din zonele acelea geografice să se întâmple cu biserica Gloria. Să umble în frica Domnului. Un lucru extraordinar. Cred că e un lucru care trebuie să definească biserica lui Hristos. Să se întărească sufletește. Adică cei care compun biserica aceasta să se întărească în sufletele lor. Membrii acestei biserici să fie membri plini de puterea Duhului Sfânt. Și cel care să mulțească biserica noastră, cel care să o întărească, să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și spun, Doamne, ajută-ne în sensul acesta. Vrem să se întâmple cu Biserica Gloria lucrurile care sunt scrise aici în versetul acesta. Am vrea ca Duhul Sfânt să conducă lucrarea. Am vrea ca Duhul Sfânt să fie cel care să mulțească biserica, să fie cel care să zidească, să fie cel care să călăuzească și în felul acesta Biserica Gloria să fie o biserică vie. Și când vor intra oameni aici, cei care poate n-au intrat niciodată, să spună cu adevărat, aici este casa lui Dumnezeu. Și să fie străpunși în inimile lor de tot ceea ce se întâmplă lucrul acesta. Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră când spun lucrul acesta, de aceea spun, Doamne, numele Tău să fie binecuvântat. Vrem pe parcursul acestuia în biserica aceasta să fie o biserică binecuvântată. O biserică în care să se vadă lucrarea Duhului Sfânt. O biserică în care membrii să fie plini de puterea Duhului Sfânt. Și Domnul să vegheze la lucrul acesta. Îmi place foarte mult acest verset. Sunt astăzi lângă noi și nu vreau să dau niciun nume de vreo denominațiune creștină. Dar sunt mulți oameni care se chinuie să mulțească biserica. Sunt mulți oameni care au tot felul de strategii. Sunt mulți oameni care ar încerca orice, dar uitați-vă cât de transparent este cuvântul lui Dumnezeu și spune așa, cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Asta este cheia. Cred din toată inima că aceste cuvinte care sunt scrise aici în Scriptură, sunt scrise ca cei care compun o biserică să le înțeleagă. Duhul Sfânt să înmulțească biserica aceasta. Duhul Sfânt să zidească. Duhul Sfânt să lucreze aici. Și biserica aceasta să fie caldă, cu o învățătură biblică, o învățătură deosebită și biserica aceasta să fie o biserică vie.
Cred că dorim cu toții lucrul acesta. Haideți din toată inima să ne rugăm înaintea Domnului. Dacă dorim aceste lucruri să se împlinească în anul acesta, când are tocmai am intrat, e nevoie să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și e nevoie să mijlocim înaintea Domnului și să cerem aceste lucruri din partea Domnului. Și eu cred că Domnul le va lăsa aici și spun din toată inima, bărit să fie numele Domnului. Amin. Iar acum vă invit să vă ridicați și să ne rugăm în comun înaintea Domnului. Binecuvântat să fie Domnul nostru care zilnic ne poartă povara. Haideți să mai rămânem câteva momente pe picioare și să cântăm și să lăudăm și să înălțăm numele Domnului în mijlocul acestei adunări. Mare este Dumnezeul nostru! I s-a dus faima printre popoare, generație după generație. El, în fiecare generație a fost oameni care s-au încrezut în El și în toate generațiile El i-a ocrotit și le-a purtat de grijă acelora care au umblat prin credință. Haideți să cântăm și să lăudăm. Cu Iisus în lumea asta voi merge eu mereu, înainte-i țara mea, înainte-i Dumnezeu. Cu Iisus în lumea asta voi merge eu mereu, înainte-i țara mea, înainte-i Dumnezeu. Deși calea e îngustă și plină de încercări, cu Iisus ajunge voi în veșnicii. Iisus, Iisus este calea, țara bucuriilor, este cer. În durerea te doboară, amin.
Ascultăm în continuare pe fratele Corneliu Hatcu, el va cânta o cântare pentru slava Domnului, și apoi fratele Adi Lascu va vesti cuvântul lui Dumnezeu. De n-ar fi harul tău cel mare, iubitul meu mântuitor, aș fi rămas în groapa-n care nu-s mângâieri nici ajutor. De n-ar fi har, slăvitul har, aș fi pierdut și-aș plânge în zadar. De n-ar fi har, de n-ar fi har, aș fi pierdut și-aș plânge în zadar. De n-ar fi dragostea de tată, spre mine fiul cel pierdut, aș fi pierit și niciodată salvarea n-aș fi cunoscut. De n-ar fi har, slăvitul har, aș fi pierdut și-aș plânge în zadar. De n-ar fi har, de n-ar fi har, aș fi pierdut și-aș plânge în zadar. De n-ar fi mantia-n durării, veșmântul sufletului meu, aș plânge plânsul disperării, fără răspuns când chinui greu. De n-ar fi har, slăvitul har, aș fi pierdut și-aș plânge în zadar. De n-ar fi har, de n-ar fi har, aș fi pierdut și-aș plânge în zadar. De n-ar fi jertfa ta, Iisuse, și sângele tău scump vărsat, aș fi purtat pe totdeauna
o sânda pentru-al meu păcat. De n-ar fi har, slăvitul har, aș fi pierdut și-aș plânge în zadar. De n-ar fi har, de n-ar fi har, aș fi pierdut și-aș plânge în zadar. De n-ar fi har, slăvitul har, aș fi pierdut și-aș plânge în zadar. De n-ar fi har, de n-ar fi har, aș fi pierdut și-aș plânge în zadar. Amin. Să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Iubiți frați și surori, prin harul lui Dumnezeu am intrat în anul acesta pe care noi îl denumim ca fiind anul 2014, un an necunoscut pentru noi toți. Am o veste tristă și în același timp o veste bună pentru dumneavoastră. Suntem mai bătrâni cu un an și niciunuia dintre dumneavoastră n-aș putea să-i spun în această zi că este mai tânăr ca anul trecut. Mergem spre un hotar pe care Dumnezeu l-a așezat în viața noastră. Și cuvântul Domnului ne spune în această dimineață că Dumnezeu este acela care a lăsat omului anumite hotare. Vestea bună este că suntem astăzi în casa de rugăciune și putem spune mărit să fie Domnul. Pentru că harul despre care s-a cântat în această dimineață în casa de rugăciune este lăsat și în dreptul nostru. Avem ocazie, așa cum spune cuvântul Scripturii, să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne apropiem de El și anul acesta doresc să fie un an de binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Un an al căutării și un an al apropierii de Domnul. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Dacă ați fost cu luarea minte în această dimineață, s-a amintit nume și situații deosebit de grave ale unor frați care sunt în suferință. Alții au trecut la Domnul, alții probabil în aceste perioade ale anului, probabil își fac anumite planuri pentru anul care stă înainte. Dumnezeu este acela care lasă anumite hotare în viața unui om. Aseară, vrând să vorbesc cu sora mea care era de gardă la spital, îmi spune, nu pot să vorbesc pentru că un copil se naște acum în secția matern. Și mă gândeam că este un hotar al unui om care își începe traiectoria pe pământul acesta. Un altul probabil și-a încheiat activitatea pe pământul acesta. O zi când un om se naște este începutul unui hotar. Iar o zi când un om închide ochii, este sfârșitul acestui hotar. Atunci când un om se gândește la căsătorie și cu bucurie așteptăm momentul acesta când cineva să pășească înaintea Domnului și înaintea bisericii, în momentul acela el intră într-un hotar pe care Dumnezeu îl definește ca fiind familia. Hotarul unei munci în viața noastră este bine definit de orele pe care le petrecem în prezența șefului și în prezența muncii pe care o desfășurăm în fiecare zi. Țara noastră românească are hotarul ei bine definit. Știm că atunci când intrăm la vamă, ne așteaptă vameșul și ne spune de aici este pământul românesc. Pe aici se trece sau nu, depinde de situația în care suntem fiecare. Însă, din punct de vedere spiritual,
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu în dreptul omului a lăsat anumite hotare. Și spune cuvântul Scripturii aici. Și le-a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu. În anul 2014 doresc ca Dumnezeu să ne ajute să-L căutăm mai mult pe Domnul. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. La hotarul acesta trebuie să știm că Dumnezeu este de partea noastră atâta vreme cât noi rămânem de partea Lui. Dumnezeu întotdeauna își face partea Lui, să spunem așa, dar noi suntem chemați să rămânem aproape de El. În Exod, în capitolul 5, se vorbește despre un om care nu l-a cunoscut pe Domnul și nici n-a vrut să-L cunoască. Un om care a fost gata să pună această întrebare și să spună în Exod, capitolul 5, versetul 2, este vorba despre Faraon. Faraon a răspuns, cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul. Oarecum Faraon a ajuns la un hotar în care să facă cunoștință cu Dumnezeul lui Israel, dacă până atunci nu l-a cunoscut. Și în situația aceasta vine Faraon și spune, eu nu-l cunosc, dar nici n-am să las pe Israel să plece. Și Dumnezeu din înaltul său cer se uită la Faraon și la măreția cu care vine și prezintă aceste cuvinte și spune cuvântul Domnului în Exod, capitolul 8, versetul 22. Dar în ziua aceea voi deosebi ținutul Gosen, unde locuiește poporul meu, și acolo nu vor fi muște, pentru ca să cunoști că eu sunt Domnul, sunt în mijlocul ținutului acestuia. Dumnezeu oarecum îi spune lui Faraon, dacă până acum nu m-ai cunoscut, dacă ai ajuns la hotarul acesta și n-ai vrut să faci cunoștință cu mine, de acum ai să cunoști că eu sunt Domnul și sunt în mijlocul acestui popor binecuvântat. De aceea poporul lui Dumnezeu este chemat să rămână în ascultare de Domnul, să rămână în prezența lui Dumnezeu, să rămână în veghere înaintea lui Dumnezeu. Anul acesta nu știu ce schimbări va aduce pentru viața noastră. Nu știu unde se va sfârși hotarul acesta în anul acesta. Dar noi suntem chemați să-L căutăm pe Domnul și spun Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Atunci când Dumnezeu este de partea noastră, lucrul acesta întâi de toate înseamnă protecție. Tu te simți protejat că prezența lui Dumnezeu este peste tine, peste casa ta. Ai fost dus la binecuvântare, te-ai închinat înaintea lui Dumnezeu, ai pășit în apa botezului. Și atunci când vii aici la închinare, știi că protecția lui Dumnezeu este peste tine, peste casa ta, peste tot ceea ce tu faci. Și spun în această zi, slăvit să fie Domnul, pentru că Dumnezeu a avut tărie să protejeze pe Israel în vechime și are tărie să ne protejeze și pe noi în ziua de astăzi. Slăvit să fie numele Său. Când simți că Dumnezeu este de partea ta, lucrul acesta trebuie să creeze dependență de El. Noi ceea ce avem, avem prin harul lui Dumnezeu. Noi ceea ce am dobândit în casele noastre este datorită îndurării și bunătății lui Dumnezeu care s-a revărsat peste noi. În cartea Deuteronom, atunci când Israel era prin pustie, spune cuvântul lui Dumnezeu despre poporul acesta, că a fost un popor care a fost binecuvântat de Dumnezeu și Dumnezeu s-a îngrijit de ei. Și în Deuteronom, capitolul 2, versetul 7, spune cuvântul aici. Căci Domnul Dumnezeul tău te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale și spune mai departe și ți-a cunoscut călătoria în această mare pustie. Iată, de 40 de ani de când Domnul Dumnezeul tău este cu tine și n-ai dus lipsă de nimic. Slăvit să fie Domnul! În anul 2013 a fost un an în care probabil ne-am zbătut mult. Am încercat să agonisim mult. Dar peste toate aceste lucruri este mâna binecuvântată a lui Dumnezeu și spun slăvit să fie Domnul. Am observat în străinătate un lucru. Atunci când întrebi un român, știi să faci cu tare lucru? Niciodată nu-ți va spune că nu știe să-l facă. Chiar dacă atunci învață. Dar întotdeauna îi place și caută modalitatea prin care să rezolve acea problemă. Și noi, în general, suntem foarte inventivi. Nu, dacă nu reușim să strângem un șurub într-un loc unde se poate, punem și o sârmă, că merge și așa de multe ori.
Și Dumnezeu este acela care ne-a dat o înțelepciune și înțelepciunea aceasta, suntem, prin această înțelepciune, suntem chemați să recunoaștem dependența de Domnul. Să știi că nu prin înțelepciunea ta ești ceea ce ești, ci prin harul pe care Dumnezeu ni l-a dat, slăvit să fie numele Său. Când Dumnezeu este de partea ta, încununezi anul cu bunătățile pe care Dumnezeu ți le-a dăruit. În Psalmul 65 este scris despre aceste bunătăți pe care Dumnezeu le revarsă în mijlocul poporului Său și spune cuvântul aici, în versetul 11, încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșug. Și probabil vă veți întreba, cum am văzut noi binecuvântarea lui Dumnezeu în anul care a trecut? Se spune în general că în România este o situație grea financiară. Dar mă gândesc așa că odată cu ocazia acestor sărbători ar trebui să mergem la Kaufland sau în alte locuri să vedem cât de grea este situația. Pentru că întotdeauna când este la sărbători, întotdeauna omul caută să agonisească mult pentru a mânca ceva mai bun. Însă, frați și surori, chemarea pe care Dumnezeu o are pentru noi este aceea de a recunoaște faptul că bunătățile Lui sunt mari în dreptul nostru și El ne-a binecuvântat în anul care a trecut, care deja este istorie. Privim la El doar ca să ne aducem aminte că Dumnezeu a fost de partea noastră. Și privind la anul care a trecut, să putem spune în dimineața aceasta, mărit să fie Domnul pentru ceea ce El ne-a dat. Dar, frați și surori, mergând mai departe, când știi că Dumnezeu este de partea ta, ești chemat să mergi pe drumul acesta al pocăinței și al dependenței de Dumnezeu. În cuvântul acesta pe care nu l-am citit mai departe, spune cuvântul aici, Dumnezeu nu ține seamă în vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să facă cel mai important pas al vieții lor. Este pocăința. Fiecare dintre noi avem nevoie de pasul acesta în anul 2014. Cu cât ne pocăim mai mult, cu atât îl căutăm mai mult pe Dumnezeu și spun Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Să rămânem într-o continuă căutare a voii lui Dumnezeu. Amin. În cel de-al doilea rând, înțelegem că la hotarul acesta, al anului 2014, trebuie să știm poruncile, să cunoaștem poruncile și avertizările pe care Dumnezeu le are pentru poporul Său. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi în anul 2014? Să venim la adunare? Să cântăm la cor, la fanfară, la grup? Să participăm la seara de rugăciune? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi în anul acesta? Și m-am dus cu gândul la ceea ce este scris în cuvântul Scripturii, în Evanghelia după Luca, la capitolul 13. Acolo se dă o pildă a unui smochin care a fost neroditor. Și aici cuvântul Domnului ne spune că El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. Dumnezeu în anul 2014 cere de la noi, întâi de toate, să avem valoare în casa de rugăciune și în afara casei de rugăciune. Spune cuvântul aici. Un om avea un smochin sădit în via lui. Nu a fost niciun măr pădureț, nu a fost niciun alt fel de pom care să n-aducă roadă, ci a fost un smochin, ceva nobil, ceva frumos. Și atunci când vierul l-a sădit, l-a sădit în mod deosebit pentru că a vrut să-i dea valoare locului aceluia. A vrut să dea valoare acelui smochin. Și Dumnezeu a investit în tine, a investit în mine și în anul 2014 așteaptă că această valoare pe care Dumnezeu a pus-o în tine prin sângele Domnului Iisus Hristos să se vadă în locul în care Dumnezeu te-a pus. Să ne ajute Domnul la lucrul acesta. Spune cuvântul aici că atunci când vierul s-a uitat la smochinul acesta, în mod deosebit aștepta de la smochin ceva, în mod deosebit se bucura de locul în care a fost așezat. Și dacă Dumnezeu te-a așezat în casa de rugăciune, să fii un smochin, ești chemat să fii un smochin în casa de rugăciune. Nu ești chemat să fii un spin sau un măr pădureț. Să fii ceva pus la întâmplare care să semene umbră în jurul său. Dumnezeu te-a așezat cu un scop pentru că ți-a dat o valoare și valoarea aceasta o avem prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Mărit să fie numele Său. Și dacă avem valoare și suntem în casa de rugăciune,
Vreau să înțelegem în această dimineață că anul 2014 este un hotar bine definit de Dumnezeu pentru noi. Noi calculăm aceste zile și zilele pe care Dumnezeu ni le-a dat și trebuie să le trăim pe pământul acesta, sunt zile în care trebuie să se vadă această valoare în afara bisericii. Noi aici toți suntem credincioși, toți suntem pocăiți, dar oare în afara bisericii cum suntem? Oare la locul de muncă se vede această valoare pe care Dumnezeu a investit-o în noi prin Domnul Iisus Hristos? Este tare important să înțelegem că la hotarul acesta trebuie să cunoaștem poruncile, legile și avertizările pe care Dumnezeu ni le-a dat. Ceea ce trebuie să facem, să facem din toată inima. Să ne ajute Domnul la lucrul acesta. Iar ceea ce nu trebuie să facem, să nu facem înaintea lui Dumnezeu în anul acesta. Să căutăm calea sfințenii și calea apropierii de Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Mergem mai departe și aș vrea să înțelegem că vierul, atunci când a așezat smochinul acesta, l-a așezat în al doilea rând cu un scop. L-a așezat cu un scop. Noi atunci când plantăm un pom în curte, un pom fructifer, îl plantăm acolo cu un scop. Spune cuvântul Scripturii, a venit să caute rod în el. A venit să caute rod în el. Poate ai fost pus aici în locul acesta în urmă cu 3 ani de zile, 2 ani de zile, 20 de ani în urmă. Ai crescut aici în casa de rugăciune și întrebarea pe care Domnul o are pentru tine în această dimineață, acum când Domnul se uită la viața ta, găsește-l rod în viața ta? Găsește rod aici în Biserica Gloria? Găsește rod în urma activității pe care tu ai desfășurat-o în anul 2013? De multe ori trebuie să plecăm capul înaintea Domnului, pentru că n-am făcut toate lucrurile. Dar rodul nu face altceva decât să-ți caracterizeze dependența ta de Dumnezeu. Rodul pe care tu îl dai, îl dai pentru slava lui Dumnezeu, pentru ca împărăția lui Dumnezeu să crească în locul acesta. De aceea te-a așezat Dumnezeu cu un scop în locul acesta. Cuvântul Scripturii în Matei ne spune că atunci când ne vom uita la un pom, întotdeauna îl vom cunoaște după roade. Chinezii sunt mari specialiști să facă pomi artificiali. Și de multe ori te uiți la ei atâta de frumoși când îi vezi de departe. Dar când te apropii de ei, îți dai seama că nu-i ceva natural acolo. Îți dai seama că este un pom care niciodată nu va aduce roade. Îți dai seama că este ceva care este o imitație. Și Dumnezeu de la biserica sa nu dorește ca noi să fim o imitație în casa de rugăciune. Adică să avem o formă de evlavie, să avem o formă de închinare, să avem doar un timp pe care să-l petrecem aici, să fim consumatori de har, să mergem acasă și totul să se încheie. Vierul este acela care în cel de-al treilea rând oferă un loc în via lui. Frații care sunt în conducere numără membri și spun, sunt atâția, 1, 2, 3, 100, 1000, 1500. Și îi numără. Și locul vostru este un loc binecuvântat în casa Domnului. Dumnezeu este acela care se uită din înaltul său cer și se uită la locul acesta, se uită la smochinul acesta care putem fi noi. Și spune cuvântul Scripturii, atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta. Sunt 3 ani de când Domnul se uită la tine, sunt poate 20 de ani, sunt 50 de ani de când Domnul se uită la tine. Și pentru că Domnul ți-a dat valoare, te-a așezat cu un scop, ți-a oferit un loc aici în casa de rugăciune, oare ai loc cu adevărat în via Domnului? Oare locul pe care și în care te-a așezat Domnul este locul în care tu rodești pentru slava lui Dumnezeu? Vierul îți lasă din harul său. Poate, în anul acesta vei aduce rod. Și spune cuvântul Scripturii aici, Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Mai lasă-l și anul acesta. Poate va începe să cânte la fanfară.
Poate va începe să se roage mai mult. Poate va începe și el activitatea la cor. Poate va veni și el la rugăciune. Poate va participa și el alături de frații care merg la cei bolnavi. Poate va face și el misiune alături de aceia care fac misiune. Să știți, Dumnezeu niciodată în biserica lui nu va avea trântori. Nu va avea persoane care să fie doar consumatoare de harul lui Dumnezeu, ci Dumnezeu este acela care întotdeauna pregătește oameni pentru slujire. Și spun ca Dumnezeu să ne ajute să rămânem slujitori și în anul acesta în care am intrat, să fie un an în care să aducem rod pentru gloria împărăției lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, pentru că vierul așteaptă rod de la noi, de la fiecare. Așteaptă rod de la noi, de la fiecare. Aș vrea să ne gândim fiecare dintre noi cum pot să rodesc pentru gloria numelui lui Dumnezeu în anul acesta. Și să ne facă Domnul roditori pentru gloria lui. Amin. În cel de-al treilea rând, la acest hotar al unui an necunoscut, noi cunoaștem bine ceea ce cere Domnul de la noi, care sunt planurile lui Dumnezeu pentru noi. Dar vreau să vă spun că și diavolul are un plan pentru noi. Și diavolul are un plan pentru noi. Și aș vrea să mă folosesc de un cuvânt din Cartea Domnului și în această dimineață mi-am adus aminte de pasajul acesta și de aceea vreau să-l pomenesc, pentru că se leagă bine cu ideea aceasta pe care vreau să o aduc înaintea dumneavoastră. La hotarul acesta, când suntem chemați să știm că și diavolul are o lucrare pentru noi, ne aducem aminte de Nemia, cel care a construit zidurile Ierusalimului, și spune cuvântul aici, în cartea lui Nemia, capitolul 4, versetul 7. Dar Sambalat, Tobia, arabii, amoniții și azdodiții s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. Dacă tu te vei dedica mai mult lui Dumnezeu, crezi că diavolul nu se va lupta ca să te determine să te depărtezi de calea lui Dumnezeu, să te determine ca să nu faci voia lui Dumnezeu? Crezi că diavolul va sta indiferent față de viața ta? Vreau să vă spun în această dimineață că suntem implicați într-o luptă spirituală și lupta aceasta este împotriva duhurilor care se vor lupta împotriva vieții noastre. Se vor lupta împotriva noastră ca să nu fim ceea ce Dumnezeu cere. Dar pentru că suntem chemați ca în anul acesta să trăim o viață de veghere, de ascultare și de împlinire, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să rămânem veghetori. Să înțelegem faptul că planul diavolului pentru noi este distrugerea, scăderea, împărțirea turmei lui Dumnezeu. Atunci când Nemia a început să facă lucrarea aceasta, despre el cuvântul Scripturii spune în versetul 18, fiecare din ei când lucra, își avea sabia încinsă la mijloc. Gândiți-vă, vă rog, frați și surori, cei care lucrați în construcții, sau probabil aveți tangență cu aceia care lucrează în construcții. Gândiți-vă, vă rog, un om care să meargă să lucreze cu lopata și în același timp să aibă sabia lângă el. Dar Dumnezeu ne cheamă să fim în același timp lucrători și în același timp luptători pentru gloria împărăției lui Dumnezeu. Să rămânem veghetori, pentru că diavolul va avea o lucrare pentru noi în anul acesta. Dar omul care nu este, ci nu rămâne veghetor, ascultător de Domnul, întotdeauna se va întâmpla să cadă. Dar pentru că Dumnezeu ne cheamă să rămânem ascultători și veghetori, mă rog ca planul diavolului să fie zădărnicit de puterea lui Dumnezeu, de tăria noastră în Domnul, și pentru că spunem că avem un Dumnezeu mare, întotdeauna să ne încredem în El, pentru că El este tăria noastră și ajutorul și izbăvirea vine doar de la El, slăvit să fie numele Său. Planul diavolului este acela de a fura sămânța din mintea ta. Nu vi s-a întâmplat să veniți la casa de rugăciune să vă gândiți la rețete de prăjituri, surorile, la lucruri pe care trebuie să-l faceți în construcții, frații? Nu vi s-a întâmplat? Mie mi s-a întâmplat și m-am rugat Domnului ca să mă ierte. Și eram în adunare, fraților. Eram în adunare și am zis, Doamne, eu am venit să mă închin înaintea Ta și uite ce se întâmplă cu mintea mea. Și mi-am dat seama că diavolul este gata să fure sămânța din mintea noastră, dacă nu rămânem veghetori.
poți să dormi în adunare, poți să rămâi indiferent la ceea ce se cântă, la ceea ce se predică în adunare. Și Dumnezeu să aibă în vedere viața noastră, ca ori de câte ori venim și ascultăm cuvântul, să-l trăim, să-l împlinim în viața noastră. Lucrarea diavolului este să ofere și o formă falsă de închinare. Dacă vede că nu te poate determina ca să te depărtezi de Dumnezeu, întotdeauna poate să-ți ofere o învățătură falsă. Ești chemat la cercetare în sensul acesta. Ești chemat ca să aprofundezi cuvântul lui Dumnezeu. Dacă în urmă cu ani de zile era greu ca să ai o Biblie pe masă, și mi-aduc aminte de părinți care cu greu au avut o Biblie în regimul trecut, mi-am adus aminte de una din cărticelele acelea galbene care erau distribuite de multe ori pe sumână ca să nu cumva cineva să audă de faptul că avem material creștin în casă. Și astăzi avem radio, avem televiziune, avem posturi de radio pe telefon, avem lucruri care în mod normal ar trebui să ne apropie mai mult de Dumnezeu. Și totuși, de multe ori închinarea noastră nu este așa cum Dumnezeu dorește. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca în anul acesta, la acest hotar al unui an necunoscut, să ne ajute să-L căutăm mai mult pe Domnul, așa cum spune cuvântul Scripturii, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu-i departe de noi. Domnul este lângă tine, este gata să binecuvinteze viața ta. Dar să ne ajute Domnul ca în anul acesta să rămânem în ascultare de El și în împlinirea voii sale. Amin. Haideți să mai ascultăm pe frații cu instrumentele cântând o cântare și apoi încheiem părtășia din această dimineață. Thank you.
cum, nici de cum, niciodată. Mulțumim frumos pentru harul din această dimineață. Să-i mulțumim în numele Domnului Hristos că ne-a dat viață și sănătate și îndemn în inimă să venim la rugăciune, la cântare și la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Să ne încredințăm în mâna Domnului pentru această primă zi a anului 2014 și să ne rugăm și pentru serviciul de după masă care va începe la orele 18. Haideți împreună cu credință să ne rugăm Domnului. Și harul Domnului Iisus Hristos,
dragostea Tatălui Ceresc și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu noi în această zi și apoi în fiecare zi a noului an 2014. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cu ajutorul bunului Dumnezeu am încheiat serviciul divin din această dimineață. Vă încredințăm pe toți în mâna cea bună a Dumnezeului nostru și vă dorim o zi frumoasă cu Domnul. Și nu uitați, după masă, la orele 18, venim din nou aici pentru închinare, rugăciune, cântare, cuvântul lui Dumnezeu. Frații cu instrumentele vor mai cânta o cântare și în timpul acesta eliberăm casa de rugăciune.